Ieri după amiază, Ion Viorel, antrenorul grupării din Crâng, a sunat adunarea. Buzoienii au efectuat un antrenament de acomodare cu alergări ușoare și joc cu mingea. La primul antrenament din 2016 au fost prezenți 19 jucători, aproape întreg lotul, care a terminat sezonul de toamnă-iarnă cu doar 3 excepții. Astăzi absentează Cătălin Vlaicu, care e cu soția la spital la București la un control. Samuel Coprinjinski, care vine mâine din Bulgaria, și Dorin Burlacu, care a venit ieri la mine și a cerut voie să dea probe la Rapid. Cum nu m-am pus de niciodată împotriva niciun jucător care și-a dorit să plece de la Gloria Buzău pentru la mai bine, nici de data asta nu m-am opus, dar nu ascund faptul că sunt supărat, că Dorin Burlacu îl consider un jucător care nu trebuie să dea probe de joc și aveam altă oportunitate pentru el afară. Gloria Buzău este una dintre echipele din Liga a doua care, în ciuda problemelor financiare, a reușit să aibă un lot competitiv pentru nivelul la care evoluează. În afară de Dorin Burlacu, jucător care ar putea ajunge la Rapid, este puțin probabil ca un alt fotbalist de la gruparea buzoiană să părăsească echipa. Tehnicianul Gloriei speră chiar să mai aducă la echipă noi jucători. Este vorba de Marius Cocârlă, jucătorul Concordiei Chiajna 2 și de un fost jucător al Gloriei, Bobby Verdeș, de la FC Olt. Știți foarte bine că am stat rău la juniori și îmi doresc acum, îl și știți de fapt, e vorba de jucătorul Cocârlă, care a fost la noi acum un an ceva, dar a fost în altă conjunctură, atunci se juca cu jucători sub 21 și nu prea i-am dat șansă să joace. El acum este la Chiajna 2, am intrat în discuții cu conducerea Concordei, am fost de acord, am discutat și cu copilul și cu taicul și cred că mâine, poimine, sosește la antrenamente. Am mai discutat și cu Bobby Verdeș, care eu unul mi-l aș dori la echipă, vă dați seama ce atac am face cu Pălimaru, cu Răduca, cu Bobby Verdeș. Până la sfârșitul săptămânii, când va avea loc vizita medicală, fotbaliștii Gloriei vor susține câte un antrenament pe zi. Gloria Buzău va susține primul meci, de-abia pe 5 martie, împotriva celor de la Oțelul Galați. Până atunci, conducerea clubului Gloriei intenționează să efectueze două stagii de pregătire, unul în România la Predeal, iar celălalt în Turcia.